Bună dimineața! Mulțumesc pentru participarea la declarațiile comune de presă susținute de domnul Nicolae Ionel Ciucă, prim-ministru al României, și doamna Natalia Gavriliță, prim-ministru al Republicii Moldova. Domnule prim-ministru! Bună ziua! Bun venit la București, doamna prim-ministru! Mă bucur foarte mult că ați dat curs invitației de a avea această primă vizită. Suntem onorați de prezența dumneavoastră la sediul Guvernului României. Prezența dumneavoastră vine la scurt timp de la vizita oficială a președintelui Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, la 23 noiembrie, la invitația președintelui României, domnul Klaus Iohannis. Convorbirile noastre de astăzi au stabilit reperele concrete ale cooperării noastre în perioada următoare, pe baza parteneriatului strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și pornind de la comunitatea de limbă, cultură și istorie. De asemenea, plecăm de la foaia de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare România-Republica Moldova, semnată în marja vizitei doamnei președinte și care inventariază toate inițiativele sectoriale de interes prioritar. Vizita dumneavoastră de astăzi marchează, doamna prim-ministru, continuarea efortului nostru comun de punere în practică a agendei bilaterale, care este ambițioasă și orientată spre viitor. Am stabilit, de altfel, să avem o conlucrare intensă, pragmatică și eficientă, nu doar la nivel de premieri, ci și la nivelul fiecărui membru al guvernelor. Am ținut să mulțumesc doamnei prim-ministru pentru sprijinul acordat, deosebit de apreciat, acordat de echipele medicale din Republica Moldova în noiembrie, în contextul unui val 4 virulent al pandemiei de COVID-19 în România. Am avut astăzi discuții foarte aplicate pe o gamă largă de teme. Am evidențiat interesul comun pentru extinderea cooperării în domeniul economic. Avem un punct de plecare excelent. România este primul partener comercial al Republicii Moldova. Ne dorim însă mult mai mult, susținem consolidarea prezenței investițiilor românești în Republica Moldova și pentru aceasta va fi nevoie de îmbunătățirea mediului de afaceri în Republica Moldova, astfel încât să fie mai atractiv pentru investitorii români și nu numai. Avem o agendă bilaterală bogată cu proiecte clare și de impact pentru cetățenii de pe cele două maluri ale Prutului. Dorim să încheiem într-un orizont de timp cât mai apropiat un nou acord privind acordarea de asistență financiară nerambursabilă în beneficiul Republicii Moldova. Vechiul acord semnat în 2010 a ieșit din vigoare anul acesta în luna martie, dar ne-am angajat împreună să depunem eforturi astfel încât să putem să prelungim valabilitatea acestuia. Un alt subiect prioritar este interconectarea energetică și mă refer aici la realizarea interconectării liniilor electrice între România și Republica Moldova. Urmărind de asemenea implementarea proiectelor de infrastructură cu rol central în conectarea Republicii Moldova la spațiul european, prin România, cu accent deosebit asupra construcției podului rutier de la Ungheni sau asupra consolidării podului rutier Galați-Giurgiulești. De asemenea, un alt subiect de interes pentru cetățeni, reducerea tarifelor de roaming. În acest sens, încurajăm discuțiile la nivelul autorităților de reglementare și al operatorilor de telefonie mobilă din cele două state, pentru a găsi cât mai rapid soluții.
Totodată urmărim dezvoltarea de proiecte în domenii precum justiția și afacerile interne, sănătatea, educația, munca, agricultura, cercetarea, cultura, mediul, apele și pădurile, precum și asistența oficială pentru dezvoltare. Sunt așadar proiecte cu impact pozitiv pentru toți cetățenii, de susținerea procesului de reforme și a demersurilor de dezvoltare și modernizare. În același timp, aceste acțiuni dețin o relevanță strategică dacă ne gândim, spre exemplu, la acțiunile care vizează creșterea rezilienței prin consolidarea securității energetice. Sunt proiecte menite să întărească traseul european al Republicii Moldova, să reconfirme apartenența sa la setul de valori pe care se întemeiază Uniunea Europeană, să sprijine eforturile autorităților Republicii Moldova pentru creșterea sustenabilă a nivelului de trai al populației, combaterea fermă a corupției, consolidarea statului de drept, modernizarea administrației și a sistemului de educație sau creșterea rezilienței sistemului sanitar. Ne aflăm, deci, într-o perioadă a relansării robuste, a cooperării bilaterale aprofundate. Împărtășim obiective clare, întrucât ne dorim transpunerea în practică a numeroaselor proiecte pe care le avem deja conturate. Am convenit cu doamna prim-ministru Gavriliță să ne revedem curând, la începutul anului viitor, la o nouă ședință comun a celor două guverne. În răstimpul rămas, vom lucra îndeaproape pentru avansarea accelerată a proiectelor bilaterale în domeniile cheie. Există deschidere și un climat de încredere fără precedent în planul relațiilor bilaterale. Înțelegem să fructificăm în mod hotărât această fereastră de oportunitate, precum și dialogul dinamic la nivel prezidențial, parlamentar și guvernamental. De aceea aștept cu plăcere să lucrăm împreună și doresc să vă asigur, doamnă prim-ministru, că suntem întru totul alături de dumneavoastră, deplin angajați în aceste eforturi comune. Vă mulțumesc! Vă rog să luați cuvântul. Vă mulțumesc! Stimatele domnule prim-ministru, stimați reprezentanți ai mass media, în primul rând, domnule prim-ministru, vă mulțumesc pentru ospitalitate și această primire călduroasă de care am avut parte. Este o deosebită onoare pentru mine să fiu primul premier pe care îl primiți la Palatul Victoria în cadrul unei vizite oficiale. Cred că însuși acest fapt reflectă relația specială, privilegiată dintre Republica Moldova și România. O relație bazată pe comunitatea de limbă, cultură și istorie, cât și pe atașamentul profund față de valorile fundamentale europene. Mă bucură totodată că am ocazia să vizitez Bucureștiul la doar două săptămâni după ce s-a aflat aici președinta Maia Sandu, când a fost semnată și noua foaie de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare dintre Republica Moldova și România. Avem șansa istorică să transformăm comunitatea de limbă într-o comunitate a marilor proiecte în beneficiu oamenilor de pe ambele maluri ale Prutului, prin construirea la propriu și la figurat de noi poduri, fie că vorbim de interconexiunea în sfera energetică, fie că discutăm despre racordarea infrastructurii de transport din Republica Moldova la rețelele europene, fie că punem bazele facilitării telecomunicațiilor între cele două maluri. O mai bună integrare economică, comercială și în domeniul infrastructurii a României și Republicii Moldova este garanția unei integrări accelerate a țării noastre în Uniunea Europeană. De altfel, foaia de parcurs se înscrie într-o continuitate firească a relației noastre de prietenie, care s-a manifestat nu doar prin vorbe, dar și prin fapte. România a fost alături de Republica Moldova în momentele cele mai grele din ultimii ani, pandemia de COVID-19 și criza energetică. Doresc să mă folosesc de această ocazie
pentru a adresa mulțumirile noastre cele mai sincere pentru solidaritatea generoasă a României față de cetățenii noștri, care au beneficiat de sute de mii de doze de vaccin anticovid sau față de medicii din Republica Moldova care au primit echipamente de protecție și alte materiale când acestea cu greu se puteau găsi pe piețele internaționale. Era de bun simț să fim și noi solidari atunci când am avut ocazia. Iar în contextul crizei energetice, România din nou a sărit în ajutorul Republicii Moldova, iar gazul livrat în octombrie ne-a ajutat să menținem presiunea în sistem pe fondul limitărilor volumelor de gaze cu care ne-am confruntat. De asemenea, datorită furnizării conductei de transport al gazelor naturale Iași-Ungheni-Chișinău, Republica Moldova va putea face pași importanți în asigurarea independenței și securității energetice. Încă o dată vă mulțumim că ne-ați fost și ne sunteți alături în această perioadă dificilă. Dincolo de crizele din ultima vreme, contăm pe ajutorul României pentru agenda ambițioasă a guvernului pe care îl conduc de a transforma Republica Moldova într-un stat european modern, în care legea și statul de drept să stea în capul mesei, iar instituțiile să aibă capacitatea deplină de a lucra în interesul cetățenilor și nu în slujba unor interese particulare și obscure. Lupta împotriva corupției reprezintă precondiția esențială pentru dezvoltarea economică și socială a Republicii Moldova. Așa vom convinge cetățenii noștri să revină și să rămână acasă, așa vom consolida instituțiile statului, așa vom atrage tot mai mulți investitori să creeze locuri de muncă bine plătite pentru cetățeni. Ne dorim și noi mai mulți investitori din România în Republica Moldova, iar guvernul pe care îl conduc este garanția că oamenii de afaceri vor începe să fie tratați corect și sprijiniți în țara noastră. Ne aflăm într-un moment unic în istoria Republicii Moldova, când toate instituțiile de vârf, președinție, parlament, guvern, și-au asumat împreună, pe baza mandatului încredințat de cetățeni cu o largă majoritate, un proiect de țară axat pe integrarea europeană, care reper pentru a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor, astfel încât cetățenii noștri să aibă încrederea că își pot îndeplini năzuințele și aspirațiile la ei acasă. Iar acest deziderat îl vom putea realiza, așa cum am spus, prin construcția de noi poduri care să ne lege de Europa, iar drumul spre Europa, în mod natural, este prin România. O prioritate absolută este ca până în 2024 să realizăm interconectarea sistemelor energetice dintre România și Republica Moldova, consolidând astfel independența și securitatea noastră energetică. Totodată, vrem să construim drumuri care să lege regiunile de pe ambele maluri ale Prutului și să conectăm rețeaua noastră de drumuri la viitoarea autostradă a Unirii și viitoarea autostradă a Moldovei. Ne dorim ameliorarea legăturilor feroviare între București și Chișinău. Pe termen lung, ne-am dorit o cale ferată cu ecartament european și lucrăm deja în această direcție, dar este important totodată să facem și pași rapizi pe termen scurt. Și de aceea salut faptul că peste doar 3 zile se va relua circulația cursei feroviare dintre cele două capitale, precum și a trenurilor de rută Iași-Ungheni. Este important că am reușit acest lucru în acest an declarat de Uniunea Europeană, Anul European al Căilor Ferate. Pe măsură ce situația pandemică o va permite, ne dorim ca la Chișinău să aterizeze cât mai multe curse aeriene din România și nu doar din București, ținând cont că există un potențial real și pentru alte destinații, cum ar fi Cluj sau Timișoara. Un alt subiect important pentru cetățenii ambelor țări este cel legat de tarifele pentru telefonia mobilă. Dorința noastră este să atingem cât mai repede obiectivul ca în roaming să fie aceleași tarife ca și în rețeaua de acasă. Dorim totodată să învățăm din experiența instituțiilor românești
în privința implementării de reforme necesare pentru integrarea europeană. Și de aceea ne propunem intensificarea cooperării sectoriale, a schimburilor de bune practici și know-how. În acest context, i-am propus prim-ministrului Ciucă și mă bucur că am căzut de acord să organizăm ședința comună a guvernelor Republicii Moldova și României la începutul anului viitor, ca să ne apucăm efectiv de lucru în toate domeniile. Am toată încrederea că agenda noastră ambițioasă va avea parte de un început în forță în 2022. Nu a existat niciodată în istoria recentă un moment mai oportun pentru ca proiectele noastre să poată fi considerate realizabile. Dacă vom reuși să valorificăm împreună Planul Național de Redresare și Reziliență al României, împreună cu Planul de Redresare Economică pentru Republica Moldova și Planul Economic și de Investiții al Parteneriatului Estic, lista pe care am enumerat-o va putea fi completată și cu multiple alte realizări și alte proiecte pe calea construcției unui viitor digital, verde, inovativ și benefic pentru fiecare cetățean. Un viitor în care să pășim împreună cu încredere, prietenie și solidaritate. Vă mulțumesc mult! De asemenea. Vă mulțumesc foarte mult! Declarațiile de presă au luat sfârșit. Mulțumesc!